fiecare an, 14 noiembrie, vine cu începutul postului Crăciunului și totodată cu închiderea oficială a sezonului de nunți. Și pentru că din luna mai și până la mijlocul lui noiembrie, muzicanții și cântăreții de muzică populară îi încântă atât pe tinerii însurăței, dar și pe invitații acestora, restaurantul La Fiesta din Câmpia Turzii organizează și pentru ei o petrecere devenită deja tradiție. Aflat la cea de-a 6-a ediție, Balul Artiștilor, coordonat de maestrul taragotist Nelu Gabor, aduce în fiecare an în fața invitaților nume mari ale folclorului transilvanean și național. Dorim să aducem mulțumiri, în primul rând dumneavoastră, că ne sunteți alături, pentru că doriți să petreceți în cinstea dumneavoastră, și mai avem mulțumiri speciale pe care dorim să le aducem organizatorilor. Desfășurat sâmbătă 17 noiembrie la sala de nunți a restaurantului La Fiesta, balul a fost deschis de Aurel Șuteu, prezență deja obișnuită, urmat de Ionela Moruțan, venită de la Târgu Mureș, pentru o reprezentație în fața colegilor de breazlă și a invitaților. Și pentru că suntem în postul Crăciunului, Sergiu Sotelecan a ținut să amintească acest fapt, cântând spre deliciul audienței o colindă. Dacă la ediția trecută invitații au putut asculta vocile de excepție ale Marianei Deac și Ionus Fulea, anul acesta Aurel Tămaș a dat savoarea cuvenită evenimentului, cântând nu doar muzică populară, ci și o romanță. Cel care a încheiat seara a fost Ciprian Picovici, acompaniat de maestrul Nelu Gabor și formația pe care o conduce. Nu în ultimul rând, cei prezenți s-au bucurat de glasul dulce al viorii lui Dorin Neme și de maestria acordionistului Nelu Cherce din Inturda. Un astfel de eveniment nu era complet fără dansuri populare, iar organizatorii au adus pe scenă formațiile Doina Rieșului de la restaurantul La Fiesta și Crăișorul din Cluj-Napoca spre încântarea invitațiilor. Sala de nunți a restaurantului La Fiesta, primitoare ca de obicei, a pus la dispoziție invitațiilor un bufet suedez dintr-un meniu ardelenesc cu o pâine de casă și mâncare la ceaun, condimentate cu vin și pălincă. Devenit în ultimii ani o adevărată tradiție printre muzicanți și nu numai, balul artiștilor crește de la an la an, devenind un pol de interes în cadrul Brezlei prin manifestarea anuală de la Câmpia Turzii. Consiliul artistic al Teatrului Municipal Turda, adică acel for care decide linia pe care se îndreaptă activitatea artistică a cele mai importante instituții de cultură turdene, a trimis o scrisoare deschisă de mulțumire, în ghilimele, adresată politicienilor turdeni. În debutul scrisorii se susțin următoarele, cităm: "Le mulțumim acelor oameni politici turdeni că nu vin la teatru. Astfel, din necunoaștere și lipsă de informare, lansează opinii, judecăți și verdicte cel puțin amuzante, întregul lor demers constituindu-se într-un veritabil spectacol de divertisment, dar unul ieftin, prin comparație cu cele produse de instituția teatrului. Pentru această depreciere a calității producțiilor noastre, le mulțumim." Apoi semnatarii scrisorii vorbesc despre un caz concret de defăimare a activității teatrului, produs chiar săptămâna trecută, când Călin Felezeu, președinte al organizației PNL Turda, a afirmat,
cităm, dacă s-ar face strict din punct de vedere artistic o paralelă între activitatea Teatrului Turdean din ultimii 7-8 ani și activitatea pe care aceeași instituție de cultură o avea cu 10, 20 sau 30 de ani în urmă, diferențele sunt de la cer la pământ. Consiliul Artistic al Teatrului răspunde profesorului că aceste lucruri sunt foarte adevărate, atâta doar că dintr-o perspectivă opusă celei pe care dorea să o acrediteze liberalul Turdean, pentru că acum 10 ani, în întreaga stagiune 2002-2003, se puteau număra doar 3 premiere. Cu 20 de ani în urmă, stagiunea 1992-1993 număra 4 premiere, iar acum 30 de ani, în stagiunea 1982-1983, acestea erau în număr de 4. În actuala stagiune, doar în primele 3 luni, septembrie-noiembrie, s-au realizat deja 4 premiere, după ce în 2011-2012 au avut loc numai puțin de 7 premiere. Dacă ținem cont și de conținutul, de programul și de invitații primului festival de teatru și arte performative Teatru pe drumul Sării, derulat în perioada 16-18 octombrie 2012, putem afirma că opinia Consiliului Artistic al Teatrului Municipal Turda este una corectă. În prezent, activitatea teatrală din orașul de pe Arieș este net superioară trecutului invocat de profesorul Felezeu. Scrisoarea este semnată de întregul Consiliu Artistic al Teatrului Municipal Turda, adică de profesorul universitar dr. Anca Măniuțiu, scriitoarea Gabriela Leoveanu, actorii Cătălin Herlo, Petre Băcioiu, Romul Moruțan, regizorul artistic Cristian Nedea și managerul Narcisa Pintea. Primăria Municipiului Turda organizează concurs în data de 12 decembrie 2012 de la ora 11 pentru ocuparea a două posturi vacante de consilier 1 asistent și respectiv consilier 1 debutant. În condițiile specifice de participare pentru ambele posturi, sunt cuprinse studiile superioare de lungă durată cu diplomă de licență. Condițiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute în legea 188 din 1999, republicată la articolul 54. Proba scrisă se va susține în data de 12 decembrie de la ora 11, iar proba de interviu se va susține două zile mai târziu de la ora 9. Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă însoțite de documente originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei de Concurs sau în copii legalizate. Dosarul se depune la sediul primăriei municipiului Turda, camera 15, piața 1 decembrie 1918, numărul 28, până la data de 28 noiembrie 2012 de la ora 15. Dosarele se vor verifica de către Comisia de Concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul instituției. Informațiile necesare și biografia necesară se pot obține de la Biroul Resurse Umane, camera 48, telefon 0264-317-199. Există un website care permite alegătorilor să își compare propriile opinii politice cu cele exprimate de partide. Centrul pentru Studiul Democrației al Universității Babeș-Bolyai, E-Democracy Center de la Universitatea din Zurich și Centrul de Resurse pentru Participare Publică a lansat proiectul Votul meu, o busolă politică online pe tema alegerilor parlamentare de pe 9 decembrie la adresa www.votulmeu.com. Site-ul este disponibil atât în român, cât și în maghiară. Pe toată perioada campaniei electorale, pe site-ul www.votulmeu.com, utilizatorii își vor putea exprima opinia cu privire la 30 de subiecte politice, ceea ce permite sistemului să compare pozițiile lor cu cele ale partidelor importante din România, atât pentru fiecare subiect în parte, cât și la nivel general. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a răspunde la o serie de întrebări suplimentare care sporesc acuratețea rezultatelor. Acestea sunt prezentate sub forma mai multor grafice și figuri care permit utilizatorilor să-și vizualizeze poziția raportat la fiecare partid din mai multe perspective. Votul meu este un instrument care nu recomandă utilizatorilor cu cine să voteze, ci să își compare propriile poziții cu cele ale partidelor.